Această sărbătoare este una a familiei care ne îndeamnă la solidaritate și grijă față de aproapele nostru. Acesta este mesajul premierului Marcel Ciolacu în ziua de Paște. Și președintele Senatului Nicolae Ciucă a postat un mesaj. Acesta îndeamnă pe români să privească această sărbătoare ca pe un moment de reflecție. La noi, românii, Paștele este sărbătoarea familiei. Este momentul în care ne adunăm în jurul mesei toate generațiile, de la cei mai vârstnici până la cei mai tineri, din toată Europa, din toate corțurile lumii, pentru a ne bucura împreună de învierea Domnului. Dragi români, vă doresc ca lumina învierii să vă aducă liniște în suflete, bucurie în inimi și binecuvântare în casă. Paște fericit și luminat tuturor! Hristos a înviat! Dragi români, de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului celebrăm renașterea, credința și nu în ultimul rând speranța, acea forță care ne face să credem într-un drum mai drept, un viitor mai bun și o Românie mai sigură și mai unită. Vă doresc să aveți un Paște liniștit, cu lumină și pace în suflete. Hristos a înviat!